Orthodox is better. Vă așteptăm la o seară de rugăciune în cadrul laboratorului Visual Contact, miercuri, 13 noiembrie 2013, pe strada Republicii 47, cor duhovnicesc dirijat de Astrid Țârlea. Ce religie sunteți dumneavoastră? Religie? Ce? Ortodoxă. Și ce părere aveți că se construiesc biserici într-un ritm accelerat în ultima perioadă? Nu, progresul e cam problema care nu e prea bună, dar o lăsăm mai să vorbească alții despre tot ceva. Ortodox. Și ați venit la o galerie de artă pentru o seară de rugăciune? Da. Cum? Ești departe, că nu știu, nu vrei ce. Dar ați venit, dacă ați fi de aici. Cum sunt? Bine, vă așteptăm cu drag dacă o să aveți ocazia. Baptist. V-ați gândit vreodată să treceți la ortodoxism? Nu prea. Și ce părere aveți că se construiesc atât de multe biserici ortodoxe? Mai ales în ultima vreme. Nu știu, cred că singura părere este pentru beneficiu. Și mie nu-mi place bisericile. Eu sunt medic, am văzut mult sărăcie și eu cred că statul român ar trebui să investește în medicament și spitalele, nu în preoții. Și eu lucrez în Germania, câștig de 10 ori mai mult decât un medic aici și eu vorbesc pentru colegii mei care sunt aici că nu mi se pare corect ca un preot mere și nu mă aruncă un pic de apă și gata și 24 de milioane și un medic care se chinuie, care învață 6 ani de facultate să câștigă atâta. Deci eu nu vă supărați, eu am respect pentru religia alții. Uite, fata la care țin e româncă, dar eu nu cred că biserica face religia, ce crede omul. Și ar trebui, eu mă numesc Juven, doctor Devanagen Payendi, am făcut facultate la Oradea 2011, puteți să puneți asta public, că mie mi scârbă că statul român dă atâția bani pe biserică. Ar trebui să mergeți în vizită la spitalele și măcar să dă un salar decent și la medici. Nu vă spun, mie nu mi-e frică. Eu iubesc Oradea, aici mă simt acasă și chiar că problemele pentru care suferința românilor, chiar că îl simt și eu. De exemplu, eu tot timpul am avut bani de la părinți, dar eu știu că alții câștigă 7 milioane pe lună și factura de întreținere e 4 milioane. Atunci ce mănâncă ăia? De multe ori m-am întrebat, nu? Cum e? Ce e? Dar de ce? Că România e țara foarte bogată. Numai că nu e împărțită în modul drept. Deci eu mi scârbă. Uitați când s-a făcut la biserica de acolo, pe Nufărul. Deci atâția bani și merg. Acum eu nu m-am dus la spital, mă gândesc că e un pic mai bun, dar de exemplu la neurologie, la spital, e un pic, când eu eram student, în 2011 era nașpa. Deci nu mi se pare, ar fi cazul, da, religia, da, e ok, dar nu. Să avem și eu nu sunt român, dar prioritățile, că sănătate, că, nu. Ce rost e să ai, să te rogi și, și durerea rămâne. De exemplu, la psihiatrie, eu lucrez în Germania și contrastul e tot cu total diferit. Au bani la greu, când vine cineva, toate testele sunt făcute, deci până la ultimii detalii. Aici e greu. Eu nu zic mai mult, că mulți se supără pe mine. Da, nu mi se pare corect și mă enervează. De aia eu am plecat. De exemplu, eu vorbesc foarte bine românește. Am învățat pentru licență, pentru rezidențiat și n-am avut drept să dau. Numai de aia că eu nu sunt român. Și altfel rămâneam.
și de aia, multe chestii, alte țări mă primește, deci Germania m-a primit cu brațele deschise, hai odată, îți dau aia, aia, aia. Deci, cred că România ar trebui să se uite un pic, că rămâne în câțiva ani fără medici, asta vă garantez eu. Și cu străzile, deci atâția se băteau joc, colegii mei nemții, pe România, străzile de rahat. Deci din Germania mergi prin Ungaria, Austria și cum ajungi? No, îmi zice, no, când știi că crapă ceva în mașina ta, ieși în România. Deci multe chestii care trebuie, deci pentru mine bisericile sunt pe ultimul loc. Și ce sunteți dumneavoastră? Niciuna. Credeți în Dumnezeu? Nu. Și ce părere aveți de faptul că se construiesc atât de multe biserici ortodoxe? E o prostie. Și de ce credeți că se întâmplă acest lucru? Din cauza inculturii oamenilor. Cu cât gradul de incultură este mai ridicat, cu atât este și credința asta în ceva divin, în ceva sfânt, în ceva. Eu n-am văzut sfințenia aia, n-am simțit-o niciodată. V-ar interesa să veniți la o galerie de artă? Noi vom trata întocmai subiectul ridicării atât de multor biserici. În 13 noiembrie. Unde? Pe Republicii 47. E de la ora 7 seara. Când? În 13 noiembrie. Să-mi scriu că mintea da, va fi ceva foarte interesant, vă asigur. Cred. Și e o treabă care, între alte, nu că m-a pasionat, dar din spirit de curiozitate m-a interesat. Da. Și aș vrea să aud și opinia unor oameni care sunt mai docți și mai luminați ca mine, să vedem ce spun ei în legătură. Noi vă așteptăm cu mare drag, tocmai de aceea... Am fost foarte multe discuții cu creștini de ăștia îndoctrinați, formidabili și n-au argumente să mă contrazică. Și vreau să văd ce acum. Ortodoxă. Vă așteptăm în acest caz, dacă doriți, la o seară de rugăciune organizată de o galerie de artă. Mulțumesc. Cum vi se pare acest demers? Interesant. Considerați că veți participa sau sunteți interesată în acțiuni artistice? Sigur că da. Vă mulțumesc. O zi bună. La revedere. Puteți să-mi spuneți ce religie sunteți? Ortodoxă. Și v-ar interesa să veniți la o galerie de artă pentru o seară de rugăciune? Într-un mod artistic? Da, ce? Tot la ortodox? Da. Sunt din Italia, unde? Și unde faceți? Pe Republicii numărul 47. Da. În care pe tonala, Șoseaua. Șoseaua, nu știm că noi nu suntem de acolo. Acum suntem din ăla, dar acum ne-am mutat. Lângă magazinul Crișu, paralel. Da. În 13 noiembrie, vă așteptăm cu mare drag. Da, mulțumim. Să rămână. O seară cât mai plăcută. Da, mulțumim. Hai, doamna. Și nu v-ați gândit să treceți la o altă religie? Te cunosc foarte multe biserici ortodoxe. Ce părere aveți? Proastă. Pentru că banii respectivi s-ar putea folosi cu scopul mult mai mari, mai... s-ar putea folosi în direcții cu adevărat necesare. Pentru oameni, pentru copii, pentru... multe, multe alte chestii. Tocmai el vorbeam cu niște prieteni, am fost în țară oarecum, foarte multe biserici în construcție și eu personal nu le văd rostul. De ce atât de multe biserici? De unde sunt banii ăia? Cum se justifică banii ăia? Se pot controla? Se pot urmări fondurile respective? Cu tot respectul pentru religie, dar bisericile sunt foarte multe. Noi, eu sunt de acord cu construcția atâtor de multe biserici. Proșura. Da, în 13 noiembrie. Ortodox. Și v-ar plăcea să veniți, ce știu, într-o seară la o galerie de artă?
să fim mai mult acolo împreună să ne rugăm. Rugăciunea ortodoxă. Da sau nu? Simplu. Deci nu sunteți ortodoxe toate trei? Nu. Cu ce religie ești? Și nu ți-a trecut vreodată prin gând să fii și tu ortodoxă? Mulțumim! Eu sunt ortodoxă, soțul meu e reformat. Și care considerați că ar fi o religie mai bună? Eu sunt de obicei mai de acord fiecare cu religia lui. N-aveți o părere despre ce se întâmplă cu construcția atât de multor biserici ortodoxe? Nu știu ce să vă spun. Sunteți de acord? Să se construiască? Da, atât de multe. Păi sunt, cred că, destule. Domnul, ești un ortodox. Așa, și considerați că ortodoxismul e cea mai bună religie? Foarte bună, pentru mine e cea mai bună, da. Să crezi în Dumnezeu și să fii ortodoxă e una și cu bisericile altă. Bisericile altă treabă. Dar ce părere aveți că se construiesc atât de multe? Păi e bine nu sau dacă... nu? Nu e așa bine. Într-un fel e bine, într-un fel nu. Mentalitatea oamenilor. Dacă oamenii n-ar da atâția bani, oamenii vedeți. Dacă vin și le spun, uitați că nu știu ce se întâmplă, imediat vin și pun bani. Că... asta e. Mentalitatea e de bine. Pentecostală. Așa? Și domnișoara? Ortodoxă. Și care religie considerați că ar fi mai bună? Păi, nu neapărat contează religia. Contează fiecare persoană. Și ce părere aveți că se construiesc atât de multe biserici ortodoxe? Asta nu e un lucru rău. Nu pot să spun că e un lucru rău. Pentecostală, adică creștină. Creștină. Și ce părere aveți de faptul că se construiesc atât de multe biserici ortodoxe în ultima vreme? Da, am putut să mă gândesc la asta acum. Reformată. Bun, și ce părere aveți de faptul că se construiesc atât de multe biserici ortodoxe? Da, nu-mi place. Nu-mi place. Deci da. E prea mult. Eu cred că na, oamenii trebuie să meargă undeva, dar... chiar între blocuri, între orice loc mic, imediat o biserică. Măcar omul, dacă duminică mere undeva, să facă o plimbare, nu coboară din bloc și intră în biserică. Care aveți că se construiesc atât de multe biserici? Acum nu mai căutăm pe Dumnezeu în biserici, decât la aniversări sau trăim cu el tot timpul. Dar fi interesată să veniți la o galerie de artă pentru o seară de rugăciune. Când anume? În 13 noiembrie. Da. Bun, am să vă dau acest client și vă rog să-mi spuneți cum considerați acest demers. Ok. Esențialul să crezi în Dumnezeu, aia e important. Indiferent, deci nu contează religie practic, dar eu normal sunt ortodoxă. Vă mulțumesc foarte mult. N-aveți pentru ce seară plăcută. O seară plăcută.